Scenele terifiante s-au derulat în această dimineață pe drumul european 70 între Peretu și Roșiorii de Vede. Din primele informații, șoferița ar fi efectuat o depășire, moment în care a pierdut controlul volanului și s-a izbit de două ori de parapeții montați pe marginea drumului. În accident a fost implicată doar o mașină, cea condusă de șoferița respectivă, care acum se află la spital. Pentru gestionarea acestei situații de urgență, la fața locului s-au deplasat 4 echipaje de salvatori cu auto specială de stingere, o descarcerare, un smurt și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Telorman. A fost găsită o victimă de gen feminin, conștientă și cooperantă, neîncarcerată, cu diferite traumatisme. După ce a primit primul ajutor calificat, persoana rănită a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din municipiul Alexandria pentru îngrijiri medicale de specialitate. Pompierii au continuat misiunea pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor, iar autoritățile competente au preluat cazul pentru cercetări. După accident, traficul rutier în zona a fost blocat complet aproape 2 ore. Polițiștii telormăneni au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut nefericitul eveniment rutier.